La spitalul J. Parhun s-a sărbătorit Ziua Donatorului de Organe. Evenimentul, inițiat de Asociația Transplantaților din România, este o zi simbol, plină de emoții pentru pacienții care trăiesc datorită darului pe care l-au primit de la un donator viu sau aflat în moarte cerebrală. Un necunoscut care a dăruit o parte din trupul lui pentru ca alt semen să poată trăi. În 2004, pe 8 martie, am fost diagnosticat cu insuficiența renală cronică. Am reușit și am rezistat timp de 2 ani, fără să încep dializa. Deci în mai 2006 am început să fac dializă peritonială. N-am făcut foarte mult timp, doar 6 luni. În noiembrie, pe 3 noiembrie, am primit acel telefon pe care nu l-am uitat niciodată, în care cei de la Parhun mă înștiințau că au un donator cu compatibilitate cu a mea. Donatorul a fost un tânăr care a avut un accident. Atât am reușit să aflu, familia n-a dorit să se afle prea mult, mai mult de atât. Port în mine o bucățică din acel tânăr care mi-a salvat, m-a readus la viață pentru a doua oară. Programul de transplant renal din cadrul Spitalului J. Parhun din Iași a început în anul 2000, realizându-se 180 de intervenții de acest gen. Pentru mine, practic, a însemnat o nouă viață. La 30 de ani am făcut această operație. Sora mea a fost donatoarea. În iulie 2016, în luna asta, sărbătorim Luna Donatorilor. Asociația de Transplant împlinește 20 de ani astăzi, de la înființare, în 1996. Asociația strânge toți transplantații cu transplant renal și hepatic. Până în anul 2006 s-au efectuat doar intervenții de transplant renal de la donator viu, iar apoi și de la donator aflat în moarte cerebrală. Este o zi importantă, cred că, pentru a marca faptul că donarea este un gest de o mare noblețe sufletească din partea familiilor și noi și pacienții suntem recunoscători pentru acest gest cu totul remarcabil. Spitalul Parhun are de acum o experiență bogată, cea mai bună supraviețuire din țară în momentul de față. Avem în îngrijire peste 400 de pacienți, doar câțiva s-au întors sub 3% în dializă, deci rezultate peste media europeană. În acest an, medicii ieșeni au realizat 20 de intervenții de transplant renal, 16 dintre acestea fiind de la donatori aflați în moarte cerebrală. La Iași s-au mai realizat transplanturi de cornee și începând din acest an și de ficat.